Salutare, prieten parior! Biletul zilei este gata pentru azi, 30 aprilie. Conține 4 partide, Anglia, ligile inferioare, Champions League și o partidă din Portugalia, ligă inferioară. Dragi prieteni, ieri a fost verde, biletul zilei, pontul zilei. Biletul cotă 10 la un pas a fost din nou să fie câștigător, așa că pentru azi v-am pregătit, spuneam, din Champions League și ligile inferioare. Începem cu prima partidă din Portugalia, acolo unde avem meci interesant în Liga a doua între Pacos, Ferreira și AVS. Mare atenție, au mai rămas doar 4 partide de jucat. Pacos Ferreira, dacă bate tot pe linie, bate degeaba, nu mai poate face nimic, nu mai poate promova, nu mai poate intra în play-off sau pe loc de baraj, ceva de genul. Nu, nimic, nicio șansă. Practic joacă degeaba și de pomană, jucătorii ar trebui să fie cu gândul prin vacanțele pregătite. În timp ce, atenție mare, AVS ocupă loc de baraj, dar cu o victorie azi poate spera cu șanse mari de reușită ca în ultimele etape, cele două din fața sa, să se încurce și evident să prindă loc de promovare directă, pentru că un egal azi ar egala-o la puncte pe echipa de pe poziția a doua. Bun, lăm aici gol marcat AVS, pentru că a marcat în 19 din ultimele 20 de etape jucate în acest sezon, cotă 1.28 la Betano, dar v-am pregătit și la Superbet biletul, pentru că am jucat azi la Betano deoarece cotele sunt mai mari, iar cota finală a biletului este mai mare, însă vă pregătesc și la Superbet, vă spunem. Bun, și trecem mai departe, ajungem în Anglia, la Under 21, acolo unde Peterborough întâlnește pe Millwall, două echipe diametral opuse, cea mai slabă apărare din Nord întâlnește liderul din Sud și, bineînțeles, echipa cea mai ofensivă. Mă aștept aici la o ploaie de goluri peste 2,5, așa cum face de obicei Millwall, da, și Peterborough. Peste 2,5 cotă 1,33, da, la Betano, la Superbet e mai mică, cred că 1,28. Și în fine ajungem la pontul zilei, duelul dintre Bayern München și Real Madrid. Lucrurile, în opinia mea, sunt clare. Indiferent cu cine joacă, Real Madrid în Champions League se transformă și joacă excelent, practică un fotbal total, practică un fotbal până la urmă și cu multă șansă. De fiecare dată, ba are noroc, ba joacă bine, ba se întâmplă ceva și câștigă. De aceea voi miza aici pe un X2 în dreptul madrienilor, pentru că nu cred că poate pierde meciul ăsta cu Bayern München, mai ales că Bayernul nu mai e ce a fost. Da? Cotă 1.65 la Betano pentru X2 la Superbet. Nu știu cât e. Vă voi lăsa biletul în secundele ce urmează. Bun, nu uitați, pe site-ul Pontul Hunter găsiți biletul cotă 10 de azi și argumentele de la pontul zilei. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc membrilor acestui canal care susțin proiectul meu. Vă salut cu respect și Doamne ajută, numai verde să avem și azi.